la câmp din ăla fețele nu mai ești să arătă. Din punctul meu de vedere, dacă s-au spus păcănele, o idee bună, o idee proastă, e un semn de alarmă. Este frumos, dar cum se câștigă de la vizită. Asta e ca un drum. Păi distruge-o viață. S-au stricat familii sau... Ar trebui spas în deșert. Nu mai mă joc. Deci pe cuvântul meu, un spital, farmacii non-stop, nu erau cât erau aparatele și asta era o dezamăgire pentru țară. Și poate cum am și eu jucat la mama. O zamâne, bai! Și erai tu, s-au vizit aceste aparate din Moșteni și ai pierdut câteva zeci de milioane. Am și câștigat, am și bagă. O perioadă am încercat, am văzut că nu-mi dă nimic. N-are rost. Risipă de bani, cu banii puteam să fac altceva. Toți banii pe care oamenii în această bătălie aveau, îi aduceau aici. Nu mi-a dă voie de că nu are bani, tot tineretul, tot nu a acolo. Nu ne place muncă. Ai roi, te roi să iei, să vină la muncă, să ai, nu. Lucrează cu ziua pe acolo, pe acolo, după aia banii se-i bagă la păcăniță. Muncește amărâtul cu ziua, se ridică la sac de ciment, se țigă 200 și vine și bagă ca. Mai pleacă și cu datorii ăștia. Fiindcă păcănelele, ca și băutura, ca și tutunul, ca și drogurile, sunt grob. Un prieten care este dependent de acest lucru și a vrea să bage mașini, lanțuri de aur și așa mai departe, dacă ai văzut. Eu 15 ani am fost la o sală pe zeci. Îmi nebunește. Din patron răspunde răspunde. Un coleg tot așa înainte cu un aparate, se cunoaște că a închis aparatul, că a cumpărat un telefon la un și a luat un alt telefon. Și a dat datorile. Dar sunt și avantaje. Sunt și avantaje, mult mai mult avantaje. Din cauza la păcănele. Știți, și aia care nu au bani să duc la păcănele, să împrumute. Și fură din casă și să duce. Mie nu mi se pare regulă, adică cunosc foarte multe cazuri care și-au pierdut familii, și-au vândut casele ca să bagi la păcănele și tot mai multe chestii, adică nu mi se pare că nu este regulă. Probabil că așa din câte am auzit, aceste jocuri, aceste pariuri dau dependență și... Da. Asta e ca un drog, dar tot faptul e că dacă odată ce te-ai apucat de el, cam greu te lași. Au fost care și-au făcut împrumut la cămătare, au fost care am întâlnit cazuri și-a băgat camătă și nevastă. Deci a venit cămătarea, pur și simplu i-a ridicat nevastă. Ăla au fost împușcat în cap și mor. La Boiana, cineva, unde erau păcănele acolo, cineva s-a dus și s-a omorât. Nu mai avut bani. Nu, e un semn de alarmă. Se pare că ar trebui să le explice lucrurile care sunt nocive vieții, mai ales la niște tineri care sunt, nu știu, au început viața, abia după 18-19 ani, după ce dau bacalaureatul.